Asociația Colorăm Zâmbete și școala de dans Dance World au adus sâmbătă pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu 11 trupe de dans din Giurgiu și București în cadrul unui spectacol intitulat Dansul Primăverii. Mai mici sau mai mari, copiii au captat atenția publicului, dacă nu prin măestrie, măcar prin seriozitatea cu care și-au interpretat rolurile. Participanții au fost recompensați în primul rând cu aplauze de publicul generos din acest punct de vedere. Organizatorii au oferit copiilor diplome și flori cu titlu de simbol. Repertoriul muzical pe care l-au ales instructorii celor 11 trupe a fost cât se poate de variat și adaptat în cele mai multe cazuri vârstelor dansatorilor. Aceleași trupe au susținut un spectacol similar și ieri în București, tot sub denumirea Dansul Primăverii.